Sunt Tiberiu Bălan, sunt pentru prima oară aici la Public Speaking Support Group. Vă mulțumesc. 2 secunde de aplauze v-aș mai ruga. Mulțumesc. Așa, sunt foarte emoționat și am zis prin acest fapt îmi vor trece emoțiile. Ce o să vă prezint eu astăzi? Am citit de curând o carte foarte interesantă, Psihologia persuasiunii, de Robert Cialdini. Mi-a fost recomandată, domnul e vinovat, Dragoș, fără de el n-aș fi putut. Să continui. Tema centrală a acestei cărți este influențarea, persuasiunea. Cum să facem acest lucru? Cum suntem noi loviți în ziua de azi de aceste lucruri? Cartea ne învață cum să ne ferim și poate cum să le aplicăm și noi. Totuși, eu nu vreau să insist asupra acestea. Vreau să insist asupra unui principiu din această carte. Principiul reciprocității. Ce înseamnă reciprocitatea? Ok, tu te simți îndatorat când ai primit ceva de la cineva și este reciproc, ar fi normal la rândul lui, la rândul tău, să le oferi și lor ceva. Un favor trebuie întâmpinat cu alt favor. Ca să primești, trebuie să dai. Ok, toate bune și frumoase, dar nu totdeauna e așa. Toată lumea vrea să primească cât mai mult și să nu dea. Sfatul meu și sfatul tuturor este ca întâi ca să primiți, voi trebuie să dați. Primul pas trebuie să-l faceți voi. De ce spun acest lucru și de ce insist? Pentru că foarte multe persoane sunt influențate și sunt forțate ca să cumpere lucruri prin acest principiu. Să vă dau un exemplu. Astă vară mi-a fost rău, nu mă simțeam bine. Eram lângă Metropola Tineretului. Era un punct de prim ajutor. Am zis că e Crucea Roșie ceva, am fost să-mi iau tensiunea, am luat un pahar cu apă și dintr-o dată, ghișce, a început să-mi vorbească despre o carte. Ok, eu mă simțeam mai bine, mă oferiseră ajutor. Am zis, parcă nu e normal, da? Nu e nici normal din partea mea să n-o refuz. Până la urmă am cumpărat cartea. Deși poate nu era normal să o cumpăr. Zi de zi ni se întâmplă asta. Companiile, departamentele de marketing, prin acest lucru ne influențează. Este un truc ascuns. Și nouă ni se pare normal în momentul în care fie întâlnim o fată drăguță sau cineva care ne oferă ceva pro bono, un nimic, să spunem, da, ok, mi se pare normal să-i răspund. E o reacție naturală, probabil întipărită. Nu e normal acest lucru. Este manipulare. Suntem manipulați pentru că acest principiu s-a întipărit foarte, foarte bine în societatea noastră. Cum aș putea eu să-i refuz pe ei? Doar mi-a fost rău. Stăteam pe scaun și mi-a oferit și un pahar cu apă. Dintr-o dată mi era mai bine. Normal a fost să le cumpăr carte, deși nu am citit deloc această carte, spre rușinea mea. Totuși, cum ar trebui aplicat acest principiu corect? Eu vă sfătuiesc să-l aplicați oferind lucruri pozitive, experiențe cât mai plăcute oamenilor. Nu faceți ceva de dragul de a face. N-are rost. E ca și când ai vorbit de dragul de a vorbi. Așa îmi zicea tot timpul mama acasă. Un exemplu ar fi să zicem, suntem la muncă, se adună 5 departamente, 10, nu știu unde lucrați fiecare. Să zicem într-o multinațională, e o mare ședință și ce faci? Te duci acolo, stai în banca ta, nu, te duci, te prezinți. Eu sunt Tiberiu, eu lucrez în departamentul de antifraudă, eu pot să vă ajut pe voi. Ok, probabil că ajutorul pe care vrei să-l oferi și trebuie să acest ajutor trebuie să fie cât mai profesional. Și trebuie țintit spre persoana care ar trebui să ne ofere pe viitor un ajutor, să avem un interes, jumătate de milion de dolari pentru Răzvan la milionul imaginar dinainte, ar fi un exemplu. Dar revenind la subiectul nostru, tu trebuie să faci primul pas, tu trebuie să arăți că poți. Să zicem că un coleg sau o colegă remarcă că tu ești foarte bun pe ceea ce faci și îți cere datele tale. Alo, bună, am un raport, te rog frumos să mă ajuți. Nu știu ce să mă fac, crezi că poți să mă ajuți? Te uiți, analizezi problema, știi despre cine e deja vorba, probabil ai mai cunoscut-o înainte și vrei ca pe viitor ca ea să-ți rămână datoare. Te apuci de acel raport, îl faci. Poate aveai lucruri mai bune de făcut, sigur nu ardea momentul ăla acest lucru. Pardon. Și îl faci, te apuci, poate stai toată noaptea la el. Te duci a doua zi, îl predai personal sau îi trimiți pe mail. Ea te sună. Mulțumesc. A fost super.
chiar a făcut diferența ceea ce mi-ai dat. Fără datele tale, probabil totul ar fi fost dat peste cap. Câți dintre voi n-au răspuns în felul următor? Nu trebuie să mulțumești. Face parte din meseria ta. Nu mi-ești datoare cu nimic. A răspuns cineva așa? Nu? Nu? Ok. Cum ar fi normal să-i răspunzi? Aha, te-am prins, mi-ești datoare? În niciun caz. Un mod subtil de a, să zicem, însămânța obligarea, obligativitatea, ar fi, mulțumesc, mă bucur că te-am putut ajuta, sunt sigur că și tu ai face la fel pentru mine. Sunt sigur că și tu ai face la fel pentru mine, dacă situația o ar cere. Este un mod foarte subtil, un mod foarte bun de a o face să se simtă obligată sau ea să conștientizeze. Dacă îi spunem că aș face la fel sau aș fi făcut la fel pentru oricine, efortul depus e egal cu zero. Degeaba l-am făcut până la urmă. Să continuăm. Și am zis, în felul acesta este cel mai subtil mod și cel mai bun. Pe viitor am avea șanse de izbândă. Eu vă recomand să citiți această carte, fiindcă sunt multe situații prezentate din viața de zi cu zi. Situații care eu am căscat ochii și am zis, nu credeam că aceste detalii vor face diferența și totuși chiar au făcut diferența. Se aplică în viața de zi cu zi, de la business, marketing, până la mers în hipermarket și când dau năvală asupra noastră cu diferite promoții. Consider că puteți să aplicați sau cel puțin să rețineți unul, două lucruri care o să vă ajute pe viitor. În concluzie vreau să rețineți că la reciprocitate este normal să răspunzi unui favor cu un alt favor, iar principiul reciprocității spune că nu trebuie să răspundeți cu un favor celor care vor să vă păcălească folosind acest lucru. Vă mulțumesc, sper că a fost bine.